În această dimineață are loc cea mai lungă eclipsă de lună din ultimii 580 de ani. Locuitorii din Europa, inclusiv din România, au însă ghinion. Luna apune înainte de eclipsă. Această eclipsă parțială de lună de astăzi are o durată totală de 6 ore și 3 minute, dintre care 3 ore și jumătate în faza de umbră parțială. Luna va fi acoperită de umbra Pământului în proporție de 97%. Începutul eclipsei, cu puțin timp înainte de apusul lunii, poate fi observat doar de europenii din vestul și nord-vestul continentului. Cei mai norocoși sunt cei din Arctica, Statele Unite ale Americii și Pacificul de Est. Ei se pot bucura de luna roșie, cu condiția, bineînțeles, ca cerul să fie senin.